La orice produs cumpărat de pe PC Garage folosiți cuponul YTSHORTY pentru o reducere micută ce mă ajută și pe mine și pe voi. Salutare, mă, fraților, și bine v-am regăsit la un nou episod din O zi din viața unui admin. E mai complicat cu episodul cu Mihăiță și tot am zis că, bă, vreau să fac un episod mai lung și să încep să fac episoade mai lungi în general. Data trecută nu prea mi-a ieșit pentru că mi-a dat creș și nu știa cum să mai fac să intru, mă dădea în morgă. M-ați învățat voi cum să fac, să intru fără Steam, după aia să mă deconectez și după aia să intru înapoi cu Steam și după aia ce creș revine dacă fac chestia asta, dacă mă spanez la morgă. Așa că haideți să-i dăm drumul la trebușcă și să merem la tichete. Salut! Salut! Poți să livrezi la UPS cu mașina personală? Nu. Doar cu mașina de UPS. Că erau mai devreme niște băieți, știi? Că mă gândesc că poți să pui colete în spate la mașină și de-asta. Poți să pui, dar trebuie să livrezi cu mașina de UPS. Și mai ales că avem o mașină nouă de UPS. Da, știu, am văzut-o și... Da. Okay. E cam enervant că prinde puțin și de-asta. Asta e? Nu e mașină de curs, e mașină de livrare de marfă. Da. Și vezi că e mai încolo un BMW N6 care a rămas și al meu e pus și cu mașina buguită, dacă poți să îi dai DV. Ok, pup, ceau. Salut. Salut. Te ascult, zi. Bună seara. Știu că pe serverul ăsta nu poți să dau bani. Așa. Și doriți, dacă să întreb, dacă puteți să-mi dați 10 lei. Păi nu-ți dau eu ție 10 lei? Mai bine îți dau un ban. Imediat îți dau ban. Permanent. 62709. Ce ai spus, băi, ce ai spățit? A, da, nu mai contează. Nu mai contează. Gata, m-am ținut la 100 de lei. Mulțumesc frumos. Te pup, a cerut frumos fraierul, știu. A cerut frumos băiatul. E îmbrăcat, adecvat. Pare că ar vrea să facă roleplay. Și asta este mașina nouă de UPS, băieți. E frumușanis. Nu mai este aia pătrată. Deci e cutie de conserve. Acum e dubă Mercedes. Chiar și mecher. Salut. Salut, Leo. Te ascult. Am și o mică nelămurire, să zic așa. Așa. Astăzi pe zi a fost un troller pe server. Așa. Și i-am spus lui Derefe pe chat poliție să, na, mă rog, acum să intre dacă vorbi, poate, să-l rezolve pe băiatul ăla, știi? Și a intrat, i-a dat bani permanent, însă la reclamația mea nu a fost dat o, nu știu, o bifă sau ceva. Poți să dai tu ca să... Nu, păi să o mai să-ți dea el, că el s-a ocupat, o să-ți dea el. Ah, ok, ok. Și încă întrebare dacă nu... Dacă mă deranjez, spre exemplu, numele ăsta l-am pus așa la Caterinca, să jucați cu el, dar, spre exemplu, dacă o să faci o afacere cu un alt nume, o să trebuiască să rămân cu ăla ca să poți să exact, iau banii sau ceva, nu? Exact. Okay. Tu poți să schimbi numele, să-ți pui ce nume vrei tu, înțelegi? Da, da. Dar atunci când îți iei banii de în afacere sau când adaugi marfă la afacere, trebuie să-ți pui din nou numele pe care l-ai avut. Ah, ok, deci numele pe care tu mi l-ai, pe care l-aveam când tu mi-ai făcut afacerea exact, respectivă, da? Da, da. Bine, mersi frumos, te pup. Te pup, ceau. Salut. Salut. Te ascult. Am mai vorbit acum ceva vreme, nu știu, așa, 2-3 luni. Și te întrebam despre ce de tiris, n-ai găsit nimic? Nici n-am căutat, măcar nu prea m-a... Adică... Că o să te interesezi dacă o să fie ceva. Na, nu m-am interesat sincer, de ce este mint? Că pot să zic, bă, m-am interesat și n-am găsit. Știu. Dar chiar n-am avut timp și am și uitat și nu m-am ocupat. Înțeleg, că nu știu, aștept de mult și nu cred că singur care vrem jobul de tiris. Da, știu. Doar că am avut job de tiris și s-a profitat maxim de el cu baguri, cu dale. Dacă o să găsesc unul, uite, o să-mi notez de data asta și dacă o să găsesc vreun job de tiris care să fie bun și să nu se abuzeze de el, atunci, da, băgăm. Am înțeles și dacă chiar o să ai nevoie, te ajut cu camion, de realitate, știu câteva moduri ca lumea, care se dă din 2012. Ok. Nu, de mașină n-am nevoie să știi. Nu, zic de camioane care, dacă o să-l de camioane, și ale la fel, da, fac eu rost, nu-i problemă. Okay. Problema e plug-in-ul, nu camioanele, că așa camioane sunt destule. Înțeleg. Bine, man, te pup, ceau. Pa.
Așa. Așa, hai să dăm și un dăsta aici. Bam, bam, bam. Sunt on pentru tichete. Sunați doar cu nume plus problema. Sharky. Epic. Sharky. Am nevoie de un grad pe Discord, poți veni, te rog. Salut! Fii atent, în yes. primul rând, am donat acum foarte mult timp asta pentru VIP server și yes. încă n-am gradul pe Discord. Probabil ai avut alt Discord pus pe site-ul de donații și eu ți-am dat pe gradul ăla. Nu, nu mi l-ai dat. Ce ai dat deloc. 28196. Imediat, numai un pic. Așteaptă un pic. 28196, ia să vedem noi. Bă, poate am mai greșit, că na. Suntem și noi oameni și eu sunt om la fel ca voi și voi sunteți oameni la fel ca mine. Stai să văd ce ai de avea. 28196. Ia să vedem noi aici. Ce căutăm? 28196. Bam. E Mario, da? Dăm click pe el. Bă, nu are silver, da. Îmi pare, am sorry. Gata. I-am dat. Gata, man, ți-am dat. Îmi cer scuze. Da, și mai am o întrebare. Ascult. Ieri ne-au venit salariile la medici. Și așa. Din greșeală eram pe joc când l-am luat. Și am spus lui Braga și mi-a zis că va trebui să verifici tu dacă chiar am pățit asta. Și eram pe joc când l-am luat. Trebuie să verific, într-adevăr, nu pot în momentul ăsta să ți-l dau. Ah, ok, ok. Nu, mă refeream că mi-a zis că să trebuie să vorbească cu tine. Să-i zici că am zis eu să-mi readuc aminte. Okay, când okay. vorbesc cu el, să verific și ți-l adaug, bag banii direct în bancă. Da, da, da. Bine, te pup, ceau. Mersi mult. Ceau. Salut. Salut. Vreau să te întreb, dacă ești top donator, așa. Ai voie să spui jante pe orice mașină din showroom, vrei tu? Da. Adică, spre exemplu, poți să nu-mi iau Supra, nu? Și să-mi pui jante și neoare. Da, pe orice, mă. Pe orice mașină. Poți și pe Dacia, dacă vrei. Bine, te pup, ceau. Văd că avem un ticket de la 4485 și deja l-am căutat aici timp ce vorbea cu băiatul ăsta, că nu și-a luat gradele. Văd că are brunz. Silver îl are și pe ăla. Ia să vedem. Hai noroc. Hai noroc. S-a rezolvat. Acum am văzut că l-am primit. Când l-ai primit? Gradul. Acum, de VIP, am donat azi. A, pe și când l-ai primit? Mai devreme, acum vreo 2 ore sau o oră ceva. Cred că nu l-aveam recent. Da, ok. Mulțumesc mult, ceau. Să treci. Așa, băiatul ăsta a donat ieri și i-am dat astăzi gradul. Nu prea stau foarte mult timp la PC și când intru atunci mă uit să văd cine a donat, cine a donat și le dau gradul. Că mie mi-apare aici, după cum ați văzut și voi, loc donații. Îmi apare. Cine a donat, cu ce a donat, de exemplu ăsta și-a donat pentru Platinum, i-am dat Platinum, trebuie să-i dau afacerea pe joc. Așa. Hai să vedem ce avem aici. Sunt pe server, dar nu m-am gândit, așa, sunt pe tura viitoare când ai timp. Ok. Nu e problemă. Seg la stop donator, nu știe ce mașină vrea și acolo a spus data viitoare. Și mai avem pe Floy. Ok. El zice că e în camera de donații. Bam, bam, bam. Camera tuning aici. Hai, noroc. Alo? Alo? Prietenaș? Ce facem ăsta? Alo? Opresc filmarea până revin. Salut. Salut. Am și eu o întrebare în legătură cu geul ăsta. Așa. Eu vreau gen acum să mă duc ca să schimb gențile astea, știi că sunt cam urâte. Așa. Și gen acum e întrebarea, eu dacă mă duc acum cu ea ca să schimb gențile, după aia eu mai pot să mai vin cu ea la... Atâta timp cât nu-i schimb numărul de matriculare, poți să vii cu ea. Poți să-i pui altă culoare, să schimbi jantele, să faci ce vrei tu. Ok, mersi frumos. Dar numai să nu-i schimb numărul de matriculare.
Anolc. Salut. Te ascult. Mi-au spus niște băieți că au văzut pe cineva cu niște bări pe... Pe ce? Așa, că mi-au spus niște băieți că e o bară specială pe asta. Habar n-am. Care băieți ți-a spus ție? Nu știu, a zis că a văzut pe cineva. A spus ceva? Nu vorbea cu tine. Ah, ok, salut. Și mai am găsit un bug la benzinăria din Paletul. Știu bugul ăla. Care este zoom? Oprește muzica, prietene! Oprește muzica, bă! Așa. Ok. Și mai este un bug la pușcărie. Și pe la fel, dă-i-te prin garduri sau ce? Poți să ieși din pușcărie cu un emote. Păi știu, frate, pe orice server faci chestia asta și pe GTA Online. Ah, deci e ceva de la GTA. Păi da, e mod și treci pe-n perete, n-ai ce faci. Aha. Bine, te pup ceam. Pup. Asta sună tanapoda. Salut. Salut, mă auzi? Da. Așa. Fii atent. Acum 3 zile m-am dus să-mi fac și asigurarea pe mașina asta, toate chestiile. Așa. Și am fost să-mi pun și numere pe ea. Așa. Mi le-am pus, mi-am dat de vreo mașina, am scos-o, n-aveam numere pe ea. Am mai făcut o dată și tot n-aveam. Înseamnă că n-ai avut bani la tine în momentul ăla sau habar n-am care-i treaba. Nu știu, o să mai încerc o dată. Mersi. Sau poate ai pus pe altă mașină? Nu, că asta o aveam scos. Eram cu ea acolo. Păi nu contează care e scoasă, contează pe care o alegi tu de acolo. Ah, da. Da, mă înțeleg. Bine, mă. Salut. Salut. Salut, mă auzi? Te ascult, da. Am o întrebare legată de mașini. Deci, are o influență dacă mergi mai tare sau mai încet? Eu că merg mai tare și în consumă de numa. Adică... Păi, da, normal. Și în viața reală la fel. Viața reală, da. Bun, mersi mult. Te pup, ceau. Salut. 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 Te ascult. Mi-am luat mașina asta acum ceva timp de la un prieten. Așa. Și nu știu ce tuning ar avea pe ea. Am înțeles că ar fi avut ceva speciale. Nu știu dacă le are sau nu. Poți să-mi spui? Păi văd că are. Pragurile alea duble. Spoiler văd că l-are. Bara față. Capota, cred că mergea alta de carbon sau ceva de genul, dar în rest e ok mașina. Da, ok, mersi. Te pup, ceau. Hai să vedem dacă s-a trezit băiatul ăla. Alo? Eu chiar nu înțeleg, frate, oamenii ăștia. Deci uitați-vă și voi aici. Așa, i-am zis să vină în spatele showroom-ului, că e intrare acolo, până să vină. Și așa, după aia zice... Că gata, am ajuns, o să stau 10... A, zis că stă 10 minute AFK, mă. Prost eu. Nu mi-am dat seama, sincer. Am crezut că mi-a zis, gata, am ajuns în camera de donații. Da. Chiar nu mi-am dat seama de chestia asta. N-am văzut că scrie că stă AFK. Eu v-am zis, bă, suntem și noi oameni, mai ales eu. Eu sunt extra om, adică sunt om de ăla care e foarte om, adică nu știu cum să vă zic eu. Da, mai greșești unei cevrii. Lau țigarii, țigarii, araga, la. În legătură cu Aventadorul. Salut. Salut. Merge prea încet Aventadorul? Da, eu cu... Aveți răbdare atunci, bineînțeles. Dar ce, se rezolvă? Bineînțeles. Wow, că știi că ți-am scris... astăzi și mi-ai răspuns. Dar nu, atâta vreau să spun că, gen, nu mi se pare normal ca o mașină, ce zic, 3000 GT. Mane, ascultă-mă puțin, orice mașină de pe serverul ăsta, dacă ți-aduc o mașină supercar, un Lamborghini, un Ferrari, nu o să prindă cât în viața reală pe serverul nostru. Pe alte servere, okay. Da. Pentru că ăia se, îi pun viteza sau poate pun la nimeni reală sau poate chiar pun viteza din viața reală. De exemplu, dacă îți schimb Bugatti-ul ăla, știi că am băgat și Bugatti pe server. Dacă pui viteza lui de 400 și... Ai făcut autostrada în 2 minute. Da. Nici 2 minute măcar. Și pe lângă asta nici nu poți să controlezi, pentru că străzile din GTA nu sunt drepte, nu sunt ca în viața reală să fie autostrada să poți să mergi cu viteza aia pe aia. Și mai ales că noi suntem în Paleto și Sandy, așa că nu avem nevoie de mașini super rapide. Și pe lângă asta, dacă mașinile nu sunt atât de rapide, sunt și mai ușor de controlat și mai ok. Acum eu înțeleg, asta este mai înceată. Ar fi trebuit să prindă după mine așa. La mine, eu am un fel următor. Mașinile de civil care nu prea sunt rapide, nu știu,
o mașină normală. Maxim 200, sincer, nu. Alea de civil. Alea de civil, maxim 200, dar alea mai mișto, care prin 200. Da, 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 gen ăsta, California, astea noi. Da, 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 da. După aia vine la VIP, care sunt super caruri, cum e și asta, de exemplu. Asta ar trebui să prindă vreo 230-240, cam așa. Sau da, poate da, da, puțin de tot mai mult. Ele știu că nu sunt vitezele din real life, dar eu le-am făcut în felul ăsta ca să fie mai controlabile și așa mai departe. Că ia, mașina în rest, pe curbe și pe frâne, e chiar echilibrată. Merge, frânește asta foarte bine. Da. Merge, da, na, da, pe viteză ar mai merge, da, 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 da. Ok, te pup, ceau. Mersi, mersi. Salut. Salut. Hola, cum estás? So, muy bien. Que pasa? La Chevrolet-ul ăla. Poți să-i fac ceva să rămână decapotabil sau trebuie să-l spawnezi de mai multe ori? Trebuie să-l spawnezi dacă așa este el. Ah, ok, mersi. Popi, ceau. Pa, pa. Te voy a dar un beso. Un besito. Vorbești spaniol în caz că nu știți. Că mă, și pula voastră. Că sunt trecut în lumea asta, peste tot am fost. Ai răg, nu mai dracu. Salut, Epic, nu merge să-ți dau de nou așa. Anorc. Salut, Epic. Te ascult. Eu când vreau să sun de pe lână, nu-i sună pe cei care am luat contacte. Așa. Și am mai luat și alt telefon. Și mi l-am luat încă o dată, că deci nu merge. Ce faci? Că nu înțeleg. Că vreau să sun pe cineva din L. Așa. Acum normal, nu merge să-l sun. Nu-i apare. Așa. Și la ăștia care vreau să-i sun, le apare că îi sun. Și mie nu mi-apare și nu pot să-i răspuns sau astea. Păi, ori apare, ori nu apare, ca să nu înțeleg. Ăia pe care nu i-ai la contacte nu le apare? Nu, sau care i-am. Care i-am la contacte, nu îi apar că-i sun. Habar la mie, da? Merge telefonul. Nu știu, sincer. Am așteptat și după restart. Păi și prietenul tău are aceeași problemă sau e altfel la el? Nu, el poate să sune. A, deci e de la tine ceva. Știu, am văzut, am și plăcut și alt telefon, dar nu știu ce are. Sincer, chiar nu știu. Ok. Chiar n-am cum să te ajut, că dacă lor le merge și ție nu-ți merge, să închid ceva de la tine. Nu încerca să schimb telefonul într-una. Da. Habar n-am. Nu știu. Bine. Ok. Pup, ceau. Mersi, pa. Eu n-am văzut, mă, că ai scris că ești AFK. Și am crezut că ești deja aici și urlam după tine, că unde ești, unde ești. Da, a fost. Așa. Să-mi zici ce mașină vrei. Supra, supra, fără supra. Ok. Așteaptă acolo la scări. Ok. Așa, să iau eu Supra fără spoiler de aici și așa. Bam, bam. Mie mi s-a rezolvat mare parte problema aia, știi? Dacă totodată, mai e greu, un pic. Dar oricum îți mulțumim, se mișcă bine. A, o am deja pe asta. N-am nimic. Așa. Toyota Supra. What? De unde am eu pe asta? E bună asta? Da, da. Ziman, cum ți-o fac? Da, da, e ok. Păi, cum să faci? Nu știu, sincer. Fă-o cum vrei tu. Păi asta așa? E bombă, nici nu știu de unde o am, sincer. Dar asta e absolut full. Okay. Nu mai știu de cui i-am făcut-o pe asta, sincer. Și de ce o am eu și nu are el? În fine. Deci îți place asta? Da. E absolut full cu tot ce trebuie și neoane speciale și claxon și tot ce trebuie. Ok. Așa, așa. 1, 6, 8, 4, 4. 0 lei. Dă-i accept. Mersi. Cu plăcere, de pop. De pop, sală. Bă, nu mă știu cu ea a fost mașina aia. Habar n-am cu ea a fost și de ce o am eu. Mi-a dat mindfuck, ești nebun, mi-a dat mindfuck rău de tot. Așa, maxim 5 minute, acum 2 minute, azi că intră. Și se mai dau la încă două persoane. La mine pe server, pe Hades practic. La sfârșitul lunii, cine a donat cel mai mult dintre
primii trei donatori cum ar veni, top donatorii, primesc câte o mașină gratis, full tunată cu absolut orice vor ei pe ea, și cu claxonul ăsta special, și cu neoane speciale, la alegerea lor. Bine, majoritatea aleg Supra fără spoiler pentru că e mai rar. Cu toate că în viața reală o Supra fără spoiler costă mai puțin decât o Supra cu spoiler. Că dacă are spoiler, are tuning. Și automat e mai scumpă, dar aici e mai pădos lumea pe Hades. Ok, continuăm că nu mai primesc tichete, băieți. Am o problemă la Smart, ia să vedem. Salut! Nu știu dacă Smart-ul ăsta n-are probleme, adică m-am urcat în dreapta în el. Așa. Și dintr-o dată s-o stricat de tot și nici nu pot să-l repar aici. Ia stai. Zic, adică m-am urcat în dreapta în el și pur și simplu. Poți să întreb băieții de întâlnă. Eu nu pot să iei tu, opa, pa, pot? Înțelegi? Lasă Giger. Hai mai încoace un pic. Ia că l-am reparat eu. Ia urcă-te în dreapta acum. Urcă-te tu. Acum văd că n-am nimic, dar mi-am primit black screen, mă, înainte, știi, și l-am văzut aici să repar și nici n-am putut. Și acum ia urcă-te înapoi, pe partea normală. Acum văd că merge. Poate să nimeri, să se strice fix atunci, cine știe. Mă, barna că nu l-am luat, ideea, zic, da. Dar nici tu nu-l puteam repara, că l-am închis până aici. Bine, mă, să pop, ceau. Uu, mamă, ce m-am speriat, dă-te-n pula mea, coaie. Patru, șase, șapte, trei, nouă. Hai că-ți dau eu pe acum. Ai, 4-6-7-3-9. Ah, mersi mult, Epic. Plăcere, Epic. Da, tot bugui sunt. Apasă X și sari. Și sari, man. Încerc, dar nu merge. What the fuck, ce puțit ăsta? Gata? Ah, gata. Poți dau DV la mașina arsă? Da. Pot? Mhm. Mulțumesc, te rog. Are benzinărie asta, boală pe ea, mă. La bătaie. Toa. Uite de aștept. Să mă ștergem o dată NPC-urile astea. Mai e o mașină aici. Noi n-avem NPC-uri pe stradă normală, gen, știi? Dar când e vreun incendiu și de-astea mai apar. Cu toate că sunt blocate NPC-urile, știi? Bine, nu mă deranjează neapărat. It's ok, very nice. Așa. Când mai primești tichete, am venit. Momentul am văzut că nu se plânge lumea de nimica. Continuăm. Când eliberez casele, ia să vedem. Anorc. Trebuia să fi eliberată casa 2 și mai un piciu. Fosta casă mai tare. Vorbește mai tare. Mă auzi? Alo? Mă auzi? Vorbește mai tare, te-am auzit, dar vorbește mai tare. Așa, zi. Zic casa numărul 2 și aia a fost al lui Leanca. Așa. Când se eliberează? Casa lui Leanca niciodată. Ah, ok. Sau la care casa lui Leanca te referi tu? Păi aia de lângă bancă. Aia nu e casa lui Leanca, bossule, ai vândut-o, are altă acum. Casa lui Leanca este într-o rulotă. Mă rog. La, pe era și casele se eliberează atunci când anunțăm pe Discord. Când se eliberează, vă zicem atunci. Nu o să vă zicem niciodată înainte când o să se elibereze. Te pup, ceau. Nu mi-am prins gratul pe Discord, yes. Salut. Salut, mă auzi? Da. Am turnat și-o mai de mult, acum... Cred că... 2,
3 săptămâni pentru VIP bronz. Așa. Și nu mi-am primit gradul pe Discord. Stai să te văd imediat. Da, da, da. 39174. Ai răbdare un pic. Ai răbdare un pic. Ok, ok. 39174. Mă, cum dracu, mă? Ia să vedem. 39174. Bam. A, pe, uite, asta ziceam mai devreme la băiatul ăla, înțelegi? E deleted user, deleted user, pentru că nu mai are Discord-ul. E altcineva acum. Vezi? Nu mai există Discord-ul ăsta de aici. Și automat când mă duc aici nu mi-apare nicieri. Așa, m-auzi? Da, te aud. Pe Discord-ul pe care donase tu înainte nu mai există, bossule. Ăla care am donat, care am avut primul, dar eu am pus alt Discord acolo, noul meu Discord pe site. Dacă ai pus noul tău Discord, înseamnă că nu l-ai pus bine. L-am pus bine? Nu. Îți zic eu că nu l-ai pus bine. I-am dat copy-paste. Poți să-mi zici un pic pe ce nume era? Un hashtag? Păi tocmai că nu apare hashtag, că altfel dacă apărea hashtag îți dădeam. Să te uiți pe episodul de astăzi, să vezi cum mi-apare mie. Ok, ok. Ia și un pic. Cu... Deci uite, ca să vadă, e fix pentru el chestia asta. Ăsta este Discord-ul lui vechi, da? Dar nu mai există Discord-ul ăsta. Și după aia de aici în sus are alt Discord ce nu se află pe Hades. Sau care e treaba? Ia să-mi zici ce nume ai pe Discord ca să-ți dau acolo gradul. ZHS cu 2 de S. Așa. Hashtag 9471. Ok. ZHS 9471, ia să vedem noi. Și a de primit bronz. ZHS. Uite, vezi? Și dăm aici bronz la băiat. Și hai să vede că-s curios. Copy ID. Deci ID-ul lui e ăsta de aici așa. Cu 322. 3322. Și ăsta de aici e altul, vezi? Să-mi arăți mașina așa. Gata, ți-am dat eu manual. Dar să știi că nu ți-ai pus bine Discord-ul acolo. Ok, nu înseamnă că am găsit de ceva. Probabil ți-ai pus altul. Da, da, da. Așa. Și cu BMW-ul ăla E38 de colecție, liciuit. Cred că ai uitat să-l repari E38-ul. BMW seria 7. N-am ajuns la el. Moldova se ocupă de reparat la mașini, să știi acum. Ah, ok, deci îi scriu lui, nu? Da, scrie, te rog, ca să știe și okay. El. Ok. Bine, mă, te pup, ceau. Te pup. Sunt blocat, dacă poți, n-am mai apucat să iau tichetul. A expirat. Așa. Lamborghini, ultimele mașini care s-au băgat ieri cum ar veni, au fost făcute toate de Moldova. Că a descoperit el cum să face anumite chestii, de exemplu, uite, chestia asta. Așa, motocicleta asta, da? Dacă mă urc eu pe ea, acum vedeți că stau în aer. Pentru că asta a fost făcută, chiar dacă e motocicletă, mini-motocicletă, vedeți cum stau, da? Chiar dacă ea e mini-motocicletă, dar normal asta, pe alte servere sau pe... Da, pe alte servere care o folosesc motocicleta asta mică, dacă ești caracter mare, stai normal pe ea. Dar Moldova mi-a făcut o specială rădător pentru Mihăiță ca să stea, uite, el perfect pe motocicletă, vezi? Pentru că Mihăiță stătea băgat... Uite, la fel ca la motocicleta asta, de exemplu. Vehicle, așa, vehicle spawner, stați să iau o motocicletă după așa, ca să vedeți care-i treaba. Și luăm carbonerez ăsta, de exemplu, vezi? Uite cum stă Mihăiță, vezi? Fiind caracterul foarte mic și asta, nici nu ajunge să stea cu mâinile pe ghidonul bicicletei și stă băgat cumva în ea, dacă vă uitați la curul lui cum stă. Și fix asta, așa stătea și pe motocicleta aia mică. Și cu capul băgat în asta așa, știi? Iar Moldova a făcut această minunăție. Și stă Mihăiță perfect și cu mâinile pe ghidon frumos și cu curul normal, nu mai intră până motocicletă și mai și dacă se mai. Așa. Hai să mergem la tichete. Salut. Te ascult. Salut, am și o întrebare despre M6-ul ăsta. Așa. Am văzut că pleacă foarte greu. După, așa. Tunat după astea toate, se va face ceva la el, modificare? O să vedem ce e de făcut la el, dacă e de făcut ceva. Ok, și dacă poți să-mi spui dacă are ceva bări?
Dacă ai putea. Dacă are bări, scrie pe Discord. Păi da, dar nu știu câte are, ca să știu. A, păi. Vii la sesiune și atunci o să afli câte are și okay, ce se poate. Bine. Mersi, salut. Făcuse două de câte băiatul. Salut. Epic. Da? Dacă poți să-mi dai TP la tine să mă, sau să-mi dai carry, deoarece mi-a dat revive un, cum se spune, un medic din carry și am rămas buguit. Mulțumesc mult. Te pup, ceau. Te pup, mă, bine. Așa. Da, mă, băieți. Așa. Următor etichet. Power grav. Salut. Mergeți în fața acolo, domnul medic. A fost un băiat cu un Bugatti portocaliu. Nu așa. Știu dacă îl mai găsiți. Mă, îmi pare mie rău. În ce parte a în fața, dar a intrat cu 200 noi și a plecat încolo, s-a dus în, pe strada aia în stânga. A făcut dreapta. Pe și unde putea să ducă el? Asta nu e Bugatti, asta nu e Bugatti. Mă toc momentan... Nu i-ai văzut ID-ul, nu? Nu l-ai mai găsit? Nu, n-am apucat. Bugatti ce culoare avea? Reș, vine negru cu, negru cu portocaliu. Ok. Mașina asta nu mai pune, știi, cred, mai probabil. Ba da, bă, mai duce. Mai duce? Dă-o unui, bă. Bugatti negru cu portocaliu. Da, cam greu de găsit. Bine, nu sunt foarte multe Bugatti și mai ales negru cu portocaliu pe server, dar... Nu e imposibil de găsit, ia uite-l. Te pup, te pup. Salut. Ia dă-i DV la mașina asta un pic. La asta? Nu, la aia, la altă. Hai răbdare, stai aici un pic. 5-1-2-7-6. Da, da. Așteptă-și, da? Am găsit. Și să vedem ce are de zis. Că întotdeauna nu dai omului urna în apoda. Dar unde erau ăștia? Patru, cinci, zero, cinci, unu. Scuze că ne-am dus, dar era mea... Uite, l-am pe Bugatti aici. Ce faci, frate? Bine! Tu ești cu Bugatti-ul negru cu portocaliu? Sau mă rog eu? Da, am un Bugatti. Știi că anterior când ai trecut pe aici cu vreo 220, mă rog, chestia asta e irrelevantă. Ai intrat în noi cu viteza de care ți-am spus anterior și ai cam plecat. Boss, eu am fost în paletă. Păi e un paletul, dar veneai din Sandy. V-am venit de la aia, cum îi zice, de la benzinăria aia, între, cum e, benzinăria prima pe stânga, cum ești din paletul, dacă știi ce zic. Mă adică jur că n-am fost aici, în zona asta n-am fost. Păi și, bun, cum ai ajuns la benzinăria, de unde veneai tu? De acolo. Frate, vedeam. A, ai dormit acolo aseară? N-am dormit acolo. N-am dormit de acolo. De venit din Struguleni am venit prima oară, că sunt chimist și am avut o livrare acolo. Și mergeam în paletă. Acolo eram. Nu am filmat, dar am filmat. Da, și întrebarea mea e dacă tu, în momentul respectiv, ai mers pe centură pe aici și ai făcut stângă. Tu aici n-am avut treabă cu zona asta. Lasă-l, care mă toc. Da, mă, închine, dacă aveți filmare, dați report ce ai. Bine. Bine. Sigur, ok, pop, ceau. Mersi mult. Trebuie să dau TP la bătă. Hai că mai avem ce face cu mașina asta. Motoc, iată asta? Da, era motor, da. Vorbește mult.
Pe ce vorbești, morbusulic? Prietenașule? Mamă, scuză-mă, boss. De ce vorbești, mort? Păi n-am vorbit, am făcut ca și cum aș fi rănit, scuze. Mamă, ce mamă. Te rog. Scuză-mă. Să nu suni la medic, lasă-l aici. Scuză-mă. Mamă. Dacă vine medicul să te ridice, zici că... Ok. A vorbit adminul cu tine să rămâi mort. Da, da, da. Ok, scuză-mă. Nu mai vorbi, bosulică mort. Ok, scuze. Ok, te pup, ce. Salut. Salut, Epic, am o întrebare despre tuning-ul ăsta. Când se mai face sesiunea? Atunci când anunțăm pe Discord. Probabil zilele următoare. Deci să nu pun plăcuțela asupra asta ca să o tunez, nu? Da, vă că e a ta, deci e HDS, da. Așteaptă, da. Nu pune plăcuțe. Deci, nu pun. Poți să-i schimbi culoarea, ce vrei tu, nu mai plăcut de să ne baci. Bine, mersi mult. Ok, te respect. Salut. Care e ăsta de aici? Ăsta e? Da, e. Mersi frumos. Așa, mașina abandonată. Asta era de mai devreme cu Bugatiu. Dacă au băieții filmare cu el, i-am dat urnul. Aia e. Mai ales că nici n-ai recunoscut, a încercat să mintă. Sau poate cine? Barna, frate. Nu știu. Nu pot să zic că el a fost garantat că nu l-am văzut. Dacă văd filmare, e altceva. Bun. Bă, fraților. Nu vreau să o rungesc ca neapărat doar ca să fie episodul lung. Dar nu prea sunt tichete, frate. Salut! Salut! Te ascult. Știi că e bagul ăla când te duci aici să bagi ceva în portbagaj, scrie acolo că e, cufărul este folosit de altcineva și... Vreau să zic dacă pot să le bag mai de aici, să nu stau fix acolo. Să nu se... Folosește și tu alt garaj pentru portbagaj. Păi nu mă refer la mașină. Așa, ce e? Păi, dacă stai aici, ți apare aia să deschizi portbagajul și e bagul ăla cu acest cufăr este folosit altcineva. Păi, ăla cu și... deschizul portbagajului se folosește cu cu shift și enter. Da, dar mie mi-apare enter. Și fără. Mie nu mi-apare fără. Și voiam să întreb dacă pot să bag de aici, mai de aici, de lângă ușă, da, să poți. Nu mai apară. E ok. Ok, mersi, te pup. Te pup, ce. Așa, nu vreau să rungesc canapoda cu episodul doar ca să fie mai lung și atât să vă uitați la căcaturi când nu fac absolut nimic. Momentan sunt destui de mulți playeri pe server, sunt 72. Dacă sunteți jucători pe Hades, ați văzut că se mișcă mult mai bine serverul. Acum am făcut un update foarte, foarte important. Până acum serverul era pe Linux și era cam singurul server din România, cel puțin de câte știu eu, care încă folosea Linux. Bine, nu era niște o chestie de mândrie sau ceva că vezi, Doamne, folosim noi Linux sau ceva căcat. Dar eu am avut setat ăsta cu Linux-ul de când mă știu eu, de când am avut. Că am avut atâtea server. Dacă mă știți de mult, de când fac eu YouTube, am avut și server de Minecraft. Mai multe servere de Minecraft. Nu știu ce server am mai avut, dar am mai avut mai multe. Mai multe și serveri de CSGO și așa mai departe. Și pe toate serverele pe care le-am avut, întotdeauna am folosit Linux. Pentru că ăla știu eu că e cel mai bun pentru servere. Și într-adevăr este cel mai bun pentru server, dar nu pentru 5M. Pentru că 5M-ul este mult mai bine optimizat pentru a ține serverul pe Windows. Așa că am schimbat sistemul de operare al dedicatului. Și acum suntem pe Windows și avem și mult mai multe chestii noi. Serverul e mai stabil și merge mai bine acum. Aveți și ceva mai multe FPS-uri și totul este mult mai ok. Dacă ați observat, dacă vă jucați pe server, v-ați dat seama până acum deja. Așa. Ultimul tichet. Salut! Salut, te-am probleme. Te ascult. Fii atent. Dar pe la ăsta. Mai tare te rog, că nu prea te aud mai deloc. Nu mă lasă să scot bani. Așa. De ce? Barna.
Păi poate încearcă să retragi mai puțin. Păi am dat 200, să retrag și nu mă las. Păi și tu în bancă cât de pare că ai? 250. Încearcă să retragi 100, încă 100 și după aia 50. Sau habar n-am de ce nu ți-a dus gerul de ție. Nu, gen, nu merge să retrag deloc, niciun ban. Ia stai așa. Retrage bani, am 30.000, retrag 10.000. Bine, nu o să-mi dau seama cam ce se rângea la mine acum. Da, la mine merge, uite, ai retras 10.000. Mie merge, man, ieși de tot din joc și intră înapoi și poate-și revine. Pentru că mie merge, am testat acum. Ok, te pup. Așa, nu mai lungesc, că, da, aș vrea și eu să fac episoade mai lungi, dacă nu sunt tichete și nu se plânge lumea că n-au probleme și se distrează și fac roleplay și e totul în regulă, nu face nimeni cancer, nu nimic, atunci n-are rost să stăm așa cu ochii pe ei, ia uite ce face asta, cum se mișcă el, cum face cu alea. Vă mulțumesc mult de pentru atenția acordată, nu uitați să apăsați butonul de like, înseamnă extrem, extrem de mult pentru mine, mă ajutați foarte mult cu like-ul ăla, chiar dacă nu vă costă pe voi nimic decât o secundă din viață, dar pe mine chiar mă ajută foarte, foarte mult cu canalul. Abonați-vă dacă n-ați făcut-o încă și noi ne revedem data viitoare. Vă pupi iubii, ciao les!